Bună ziua tuturor și bine ați revenit pe canalul meu Luminița Tarot. Voi face oroscopul zilei 25 noiembrie pentru Zodia Leu. Oamenii mei dragi, pentru cei care nu au făcut-o, vă sfătuiesc să vă înscrieți la canalul meu, apăsând pe clopoțel, veți primi notificări cu ceea ce voi distribui. Haideți să vedem. În această zi văd că va trebui să administrați investițiile dumneavoastră, banii dumneavoastră cu înțelepciune, să găsiți un echilibru între cheltuieli și economii, pentru că văd că veți avea planuri în ce privește viitorul dumneavoastră, proiecte. Vă văd un pic rigizi în această zi, e posibil din diferite motive, să, în ce privește poate și sfera sentimentală, să fiți rigizi din diferite motive, anumite discuții sau întâmplări, ce s-au întâmplat în relația dumneavoastră și să decideți să faceți un pas înapoi, să vă închideți pentru a vă proteja. Văd că o femeie în semn de aer, balanță vărsător, gemeni, va avea un rol important în viața dumneavoastră, o femeie care, sau dumneavoastră veți deveni această femeie puternică, răbdătoare, dar foarte independentă și cu un simț umor foarte dezvoltat. Veți lăsa ceva în urmă, veți face curățenie în viața noastră. Dacă cineva v-a dezamăgit, veți face curățenie în ce privesc acele persoane care nu mai aveți nevoie de ele în viața dumneavoastră și vă veți concentra mai mult pe cariera dumneavoastră, pe persoana dumneavoastră, pe viața dumneavoastră. Da? Vă veți simți și foarte bine singură, vă veți relua puterea înapoi, veți decide să spuneți ceea ce doriți și ceea ce vreți de la alții sau de la viață. Veți avea parte de succes, vreau să zic că veți fi liber să mergeți unde doriți, premii, triumf, victorie, văd că lumea, văd că veți avea parte de succes în proiectele dumneavoastră, văd că e posibil să colaborați cu femei de la distanță, de peste hotare, să comunicați pe rețele de socializare, e posibil să comunicați mai mult sau să cunoașteți persoane noi. Vă veți gândi să aveți mai multă grijă de voi în ce privește aspectul dumneavoastră fizic, să fiți cât mai frumoși, cât mai atrăgător. Foarte bine. Lumea dumneavoastră, să știți. Lumea, e sigur, este a dumneavoastră. Nu vă va opri nimeni. Haideți să vedem și ce spun acest oracol. Spune așa că ne vom reuni cu persoanele dragi nouă de fiecare dată în mai multe vieți. Se vede că sunteți într-o relație cu o persoană dintr-o viață anterioară sau sunteți într-o relație cu o persoană de lungă durată, să spunem așa. Sau aveți relații cu persoane de lungă durată și ceva aici trebuie să vindecați în ce privește relațiile dumneavoastră, în ce privește karma dumneavoastră, trebuie să faceți o vindecare în ce privește rănile dumneavoastră pentru a putea merge mai departe, pentru a lăsa ceva în urmă și a începe ceva nou, pentru că văd că se va termina ceva în viața dumneavoastră, să știți, se va termina un ciclu, veți avea succes. Oamenii mei dragi, vă îmbrățișez cu drag și eu vă aștept la următoarea etalare. Vă doresc o zi cât mai plăcută. La revedere!